Clădirea istorică de pe strada Brașov numărul 3 din cartierul Elisabetin, modificată ilegal, trebuie adusă la starea inițială. Primăria municipiului Timișoara a câștigat definitiv procesul împotriva proprietarilor. Lucrările ilegale s-au făcut la fațadă și acoperiș. Fiecare nou caz câștigat e o gură de oxigen în lupta pentru protejarea istoriei și a identității noastre de timișoreni. În ultimele decenii, administrația a asistat pasivă la asaltul asupra patrimoniului Timișoarei. Aceste vremuri au trecut. Luăm măsuri în fiecare caz punctual. De aceea am și creat portalul Stop Abuz, pentru ca timișorenii să ne semnaleze atunci când au informații despre cazuri concrete privind patrimoniul orașului. E o luptă de durată, dar fiecare nou câștig în instanță ne încurajează că suntem pe drumul corect, spune primarul Dominic Fritz. În iulie 2021, echipele primăriei și ale poliției locale au descoperit pe strada Brașov numărul 3 un șantier pentru care nu exista autorizație de construire. Lucrările ilegale au vizat fațada și acoperișul. Polițiștii locale au aplicat amenda maximă de 10.000 de lei și au cerut ca respectiva clădire istorică să fie adusă la starea inițială până la finalul lunii ianuarie 2022. Deoarece termenul nu a fost respectat, primăria Timișoara a mers în instanță pentru a proteja patrimoniul istoric al orașului. Persoana care a comandat lucrările nu a făcut demersuri pentru a obține autorizația de construire înainte să înceapă șantierul. În schimb, a invocat condițiile epidemiologice ca motiv pentru care a demarat lucrări fără să respecte condițiile cerute prin lege. Primăria Timișoara a câștigat procesul atât la judecătoria Timișoara cât și la Tribunalul Timiș și așteaptă în acest moment comunicarea sentinței pentru a începe pașii următori pentru ca imobilul să revină la starea inițială.